Pacea Domnului Iisus să fie cu noi toți. Amin. Da, intru și eu astăzi în cursurile Domnului cu o cântare. Să ducem slavă și laudă. Cântarea mea este despre iubire și iertare. Este un îndemn, dar nu numai îndemn, și o poruncă pe care a dat-o Domnul Iisus pentru noi toți. Spunând, să vă iubiți unii pe alții așa cum am iubit eu. Și când vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Căci dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu va ierta greșelile voastre. Da, este iertarea și iubirea este ceea ce duce la biruință în aceste lucruri. Ce-s ridicate către cer, dar ca Golgota nu-i nici unul în univers, în Israel. A dragostei ce dăinuiește din veșnicii în veșnicii, e ancora credinței vie, iertarea Sfintei mântuit. Iubire, iertare, o viață nouă e Golgota. E prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața ta. Iubire, iertare, o viață nouă e Golgota. E prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața ta. Iisus e jertfa ce-a fost dată pentru omenire pe pământ. E ce-a avut mai scump Tată, pe singurul Său Fiu cel Sfânt. Și astăzi, în a Lui iubire, El te primește așa cum e. Prieten, ca El n-ai pe nimeni, deschide-ți inima ca să-L primești. Iubire, iertare, o viață nouă e Golgota. E prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața. Iubire, iertare, o viață nouă e Golgota. E prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața ta.
plătit Iisus pentru viață.